Salut și eu am găsit la un nou episod din GTA Online. Avem un heist pentru prima dată. Facem o grămadă de bani dacă reușim să facem asta. Jefuim o bancă. Practic, asta facem. Așa. Bun, eu sunt hackerul. Așa. Eu sunt hackerul. Să-mi pun masca. Ok, trebuie să avem mare grijă. Da, ce tare e! Și dacă câștigăm asta, facem 187.000 de bani. Ia uitați ce măști avem toți. Așa. Perfect. Okay. Eu sunt hackerul. Jos, toată lumea jos. Stați jos. S-ar putea să aibă cineva o armă și de asta trebuie să ai grijă. Jos toată lumea, hai. Oh, cineva a tras un static, într-un static. Go to the control panel. Control panel repede. Unde e control panel? Da, dar unde e? Un pic mai sus, cred. Go down. Ah, pe aici. Ok, prima dată când fac heist-ul, deci nu știu. Să iei control panel de aici. Hai, repede, bagă și fă hack. Trebuie să facem hack, cum am mai făcut până acum. My computer, external hack, brute force. Hai, repede. Fuck. Repede. Ah, hai. Hai, prinde-l. Hack the control. Așa. Cred că am făcut treaba. Ei, și acum trebuie să furăm banii. Cred că avem inamici sus, dar se ocupă ăștia la zi. Să avem mare grijă, că de acum o să vină și poliția, cred. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, avem 4 minute până când vine poliția, cred. Grab the cash. Trebuie să luăm banii. Așa. Bagă repede bani. Am luat doar 25.000, nu știu de ce. Bagă, bagă, repede! Să bag tot ce e aici. Uite și ăla-l bagă-l. Să-ți dai click rapid ca să bagi toți banii. Dacă nu facem banii ăștia, nu luăm cât s-a stabilit la început. Trebuie să iei pe toți. Ce tare-i faza asta! Uite, heist-urile chiar sunt fun. Pe bune, chiar sunt fun.
Bun, și-am luat toți banii de aici. În regulă, eu am luat tot. Să ia și ăsta tot și hai să fugim. Sus, hai. Tipii ăștia cred că au mai făcut și știu despre ce e vorba. On the main floor. La parter aici? Așa, ne-am regrupat și acum ce? Oh, shit, am avem poliția și vine și cu SWAT-ul, cu mașini blindate. Ok. Asta o să fie greu, cred, să fugim de poliție. Doamne, ce e aici? Holy shit. Exit the bank, ok. Cine are curaj? Oh. E cam și un lansator. Mai să nu mă arunc în fața lansatorului ăluia. Repede fugiți. Helicopter. Să avem grijă, că dacă ne lovește poliția cu gloanțe, pierdem bani. Și o să câștigăm mai puțin bani pe final. Să țin lansatorul totuși, că sunt mașini mult în față. Repede. Oh, shit. L-a murit? Cred că a murit ăla. Holy shit, default. A murit unul din ei. Sper să ne dea din nou. Oricum, heist-ul a fost fun, dar sper să ne dea din nou și să nu fie fail de tot. Deci, continuing. Page up. Bun. Ne dă din nou, sper. Nu știu cum l-am pușcat pe ăla, cred că l-am pușcat direct în cap cu un sniper, că a căzut exact în fața mea. Na, trebuie să fugim să nu mai împușcăm, a zis tipul ăsta. Ok, o să ne grăbim și nu o să mai împușcăm. Da, ne dă tot dinăuntru de aici, ne scol lansatorul. Bun, mergem să găsim motocicletele. Și fugim cu motocicletele, probabil. Hai, repede! Repede, băieți, mișcați-vă! Doamne, m-a omorât pe mine de data asta. Și a murit și el la Canon, nu știu cum. Da. Să încercăm din nou. Trebuie să fugim. Page up. Bun, trebuie să fugim, nu mai stăm deloc. Te împușc imediat, adică nu e ca în single player unde poți să primești o grămadă de gloanțe. Ți-ai luat un glonț și ești mort instant. Și e destul de greu. Hai, chiar vreau să fac asta pentru că vreau să iau banii aia. Vreau să fac mai mulți bani să pot să-mi iau și o mașină ceva. What the fuck? Adică a murit cineva că am tras cu racheta. Sau a tras el cu racheta. Nu știu care din noi a tras aproape aici. Pe bune. The fuck? Ok.
Cam asta e faza cu heisturile. Încerci, încerci până reușești. Și de asta, când vreau să joc cu Pink și zicea că nu, că tot dai până reușești. Păi da, așa sunt misiunile, da. Dacă ar fi să pierzi odată și să te scoate din misiune de tot, ar fi aiurea. Așa că mai bine te îți dă checkpoint-uri și poți să încerci din nou, dacă cumva eșuezi. The freaking police. Trebuie să scot lansatorul. Fugiți! Bun, eu fug, dar ăștia trag în mine. O să încerc. Shit, shit, shit. Repede pe aici, hai. Hai, repede, repede, repede. Să mă țin pe tipul ăsta. Ălalt unde e? Habar n-am unde celălalt. Mai e unul. Și vine și cu elicopterul vieții. Unde e? Ah, uite. Și dintr-o parte și din alta. Uite, a murit ăla. Și acum ne dă automat fail pentru că a murit unul din ei. Și cred că ăsta era șeful. A? Da, ăsta era șeful, liderul. Nu știu cum o să reușim noi să facem heist-ul ăsta dacă tot o să moară câte unul. Că de data asta mor eu, de data viitoare moare ălalalt și tot așa. Heist-ul e fain, misiunea ține e faină. Dar în cauza că dacă moare unul singur pierdem de tot, cam mai era fază. Ok, încercăm din nou. Încercăm până când reușim. Vreau să fac asta, să plumb banii. Ăla cred că s-a enervat, a scris ceva urât acolo. Da, poate să fie, poate să devină frustrant la un moment dat, dar nu prea ai de ales. Și am nu știu ce face loading așa de mult. Sper să nu fie ieșit unul din ei, că dacă a ieșit ne dă afară. Măcar am reușit să vă arăt și vouă cum e un heist. Așa, ne-a dat din nou. Bun, trebuie să facem un plan ceva, nu știu. Ce vor ăștia să facă? Exact pe lângă am dat. Trebuie să stăm cu toții. La nu știu ce face acolo. Trage aiurea. Și că vine elicopterul ăla. Repede, fugiți! Mai stați! Hai, 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 hai! Dați-i drumul! Dați-i drumul, nu mai stați, hai! Ah, uite, m-am pușcat! What the fuck? M-am pușcat din mers! Din săritură m-am pușcat. L-am pușcat pe ăla? L-am pușcat pe ăla. Nu-mi dau seama cum putem să câștigăm heist-ul ăsta dacă tot o să moară în continuu. Habar n-am. Sincer, chiar nu știu. Ăla deja s-a enervat, a început să-mi jure. Și cred că a ieșit. Da, a ieșit. S-a enervat. Mai putem să câștigăm heist-ul ăsta fără el? Habar n-am. Cred că o să trebuiască să ieșim până la urmă.
Da. Oricum, cam asta e faza cu heisturile. E greu să găsești un heist ca lumea, mai ales găsești oameni ca lumea. De asta am zis că vreau să vorbesc cu Andy și cu Pink, poate facem un heist împreună, pentru că atunci măcar știu că nu o să iasă și să se enerveze în momentul în care... Da. Oricum, o să mai facem misiuni, o să mai încerc. Nu neapărat heisturi, că heisturile sunt grele, dar o să facem misiuni normale. Și tot așa misiuni cu story și chestii. O să vedem ce e disponibil pentru noi. Așa. Avem niște bănuți. Să mergem la bancă. Mergem aici, bank. Maze Bank. Depozit. Și hai să punem 9.000 de bănuți în cont. Acum avem 18.000. Ok. Și să vedem ce misiune avem disponibile. Jobs. Avem... asta. It takes a thief. I have been robbed. Și prison break. Break Station. Vreau să fac asta cu Prison Break. Să văd dacă e disponibil. Înainte să încep eu să filmez, am încercat, cred că vreo oră să găsesc o misiune. Și intram în misiune, îmi dădea kick, intram în misiune, zicea că nu mai e disponibilă și tot așa. Asta e faza aiurea despre... Uite, de exemplu, acum s-ar putea să-mi iau kick pentru că toți sunt de level mare. Și eu sunt level mic. Și nu prea le convine să joace cu oameni de level mic, dar până la urmă și eu au fost la fel, adică... Și nu neapărat că nu mă pricep, învăț. Dar, na. Uite că n-au dat kick. Doi sunt polițiști și doi sunt de ăștia teroriști. Să vedem cum e misiunea asta. De ce s-a băgat ăla aici? Nu știu. Nu cred că o să-l lase oricum. Tag. Ok, luăm și noi masca asta. Fugitive sau Dune Buggy? Hai să luăm Dune Buggy. Nu știu dacă s-ar putea să nu fie suficient rapid Dune Buggy-ul. Hai să luăm Fugitive-ul. Și dăm ready. Ready. Ăla nu știu ce face acolo. Ar trebui să se ducă la polițiști. Nu știu de ce s-a așezat el aici în echipa asta. El crede că acum o să iasă cineva să ducă în partea cealaltă, dar nu o să iasă nimeni, o să stăm și o să așteptăm 4 minute dacă asta trebuie. Nu-i înțeleg pe oamenii ăștia. Și el s-a pus ready. Bravo, așa. Credea că o să iasă cineva din echipa asta, dar dacă așa m-a pus, așa stau. Ok, probabil trebuie să înscenăm ceva. Go to the cargo ship. Oh. Mă lasă să intru sau? Nu mă lasă să intru, mașina asta e băguită. Ok, mașina era băguită. Hai să vedem ce avem de făcut în misiunea asta. Trebuie să furăm o mașină, cred. Ne punem și noi mască când ajungem mai aproape. A ieșit unul. Uitați-vă puțin la faza asta. În ce părere aveți de chestia asta? Am intrat în misiune. Și n-am putut să fac misiunea pentru că a ieșit unul, în mijlocul misiunii. Că nu i-a convenit ceva. Asta e problema veșnică cu jocul ăsta. Și acum, pur și simplu, o să te dea în sesiune. Bine, după ce stai și aștepți un loading screen de ăsta imens. De asta. Eu am zis că vreau să fac GTA Online în fiecare zi, dar cred că până la urmă nu o să fac în fiecare zi, că e frustrant, adică... vă zic sincer, am stat o oră și exact chestii de genul ăsta mi se întâmplau. Și am încercat să găsesc o misiune și jucam
Ba ieșea unul, jucam, bam, dădea kick și tot așa. Și am stat o oră până să găsesc și o misiune și am zis, voi, hai stul ăla până la urmă, n-am reușit să-l fac complet pentru că cineva s-a oftica și a ieșit. Chestii de genul ăsta. O să văd. Poate să revenim la GTA normal, single player. Bine, o să fac și online-ul. Poate să revin la GTA online, single player, să facem niște moduri, să vi-l arăt. Mă gândesc că și aia ar fi interesant. Vedem noi ce mai facem. Oricum, aș vrea să am măcar un episod de GTA pe zi, fie că e online, fie că e single player. Nu știu, vedem noi. Până una alta, cred că nu o să mai fac misiuni momentan și s-ar putea să mă duc să jefuiesc niște magazine ceva, să facem niște bani. Și dacă ar fi să intri într-o misiune și să ieși imediat, aș zice da, ok. Dar intri într-o misiune, durează o oră până când intri. Și pe aia iese unul și durează o oră până când ieși. Cine a gândit sistemul ăsta? Nu știu. Deci să îmi explice și mie cineva de ce stau și mă uit la un ecran și nu pot să fac nimic. De ce nu pot să intru la loc în sesiune și să mă joc? Am avea dreptate, Pink, să te enervezi la o fază de genul ăsta, că, na, e frustrant. Ok, vehiculul nostru e aici jos. Uite câte joburi sunt acolo și dacă dau un job, iarăși să pățim aceeași chestie. Ce chestie asta de aici? E o misiune exact înăuntru acolo. Trash truck, prison break. Sunt misiuni faine, dar dacă ai avea și cu cine să le joci. Adică vine unul după mine. Stai să rezolv eu acum pe ăsta. L-am omorât? Nu știu ce a pățit. Pot să iau mașina? Pot doar să intru într-o parte, că e mașina lui. O să-i sparg roțile? Are roți blindate. Oh, Doamne! Ce m-a rupt ăsta? Ok, hai să-l... încercăm să-l omorâm și noi pe ăla, sau măcar să omorâm pe cineva. Măcar atâta să fac... Oh, Ron! From Trevor Phillips Industries to tell you that you've messed up very badly. My boss is very angry and you really would not like him when he's angry. He insists you come to our HQ in Sandy Shores and explain yourself. He told me to tell you to bring the pads and mouthwash. Not sure what that means, but I would hurry you. Oh, Doamne. Vrea să ne întâlnim cu Trevor. I'm glad I'm not. Ok, asta e tare. Ne întâlnim cu Trevor în multiplayer. Hai că mergem acum acolo. Hello, friend. Hello, friend. Ce faci? Get the fucking out of here. Oh, no. Dă-mi banii. Banii. Banii sau viața. Hai, repede. Dă banii. Gata. Te-am liniștit. Trebuie să fugim, o să pun markerul pe T, să mergem la Trevor Phillips Industries. Avem ceva de condus până acolo, dar în multiplayer chiar nu ai cum să iei taxiul, așa că trebuie să conducem până acolo. Ce tare, bă, întâlnim pe Trevor în multiplayer. Să chiar e fain. Încăpem, încăpem. Ce-i fain la GTA Online e că jocul ăsta e ca un MMO, adică întâlnești o grămadă de oameni online, tu poți să te duci la o misiune, altul te duci la altă misiune, e ca un MMORPG. Dar în afară de asta e implementat destul de aiurea. Ați văzut și voi cât stau să aștept să intru într-o misiune și pe aia dacă iese unul, stau și aștept încă pe atât să ies din misiune. Și indiferent că încep eu să filmez exact când am găsit misiunea după o oră, tot durează mult până când ies din misiune. Sau dacă iese unul, pur și simplu mai putem să continuăm. Dar, na, o să mai jucăm, o să mai încercăm să mai facem misiuni. Chiar acum vreau să merg la Trevor să văd ce treabă are el, ce problemă are el, că a zis că e supărat pe noi. Nu știu ce am făcut noi. Mergem pe autostradă. Oh, Doamne! Parcă poliția e mult mai rea când ieși pe online. Și așa mi se pare. Hop.
Nu cred că se face asta când ești pe single player. Mă, dar lăsați-mă în pace. I-am luat ușa lui ăla. Și cred că faza asta cu Trevor o să primim misiuni în plus de la Trevor pe multiplayer. Și în funcție de level încep să întâlnești personaje mai multe. Sunt curios dacă o să-l întâlnim și pe Michael și pe Franklin. S-ar putea să-i întâlnim în multiplayer, nu știu exact. Dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii, dar ar fi foarte interesant. Capota mașinii este, se ridică invers. Mi-am ce aminte de un... De un Viper. Cred că și la Viper parcă se ridica invers. A început să cotească în stânga. E, sunt fericit măcar că am reușit să vă arăt cum e un heist. Poate unii dintre voi erați curioși și nu știați. Ceva de genul ăsta e. Adică spargi o bancă sau furi ceva. O să încerc să fac și la Prison Break, să scăpăm pe cineva din pușcărie. Chiar vreau să merg la pușcărie acolo să vedem cum e. Dar în rest, să mai facem misiuni mai simple, pentru că astea grele necesită și oameni serioși. Și oameni pe care îi întâlnești pe multiplayer așa la întâmplare, nu prea poți să-ți pui bazele pe ei. Și că de asta voi încerca să-i găsesc pe Pink și Andy. Vă poate putem să facem heist împreună. Dar v-am zis care e problema, adică când am eu timp n-au ei și când au ei nu am eu și tot așa. Dar o să încercăm să ne sincronizăm până la urmă. Cineva a pus un bounty de 7000 de dolari pe cineva. Adică dacă l-omor pe ăla... Oh, Doamne, dacă l-omor pe ăla, primești bănuție. Hai să sun pe Lester să scăpăm de poliție că suntem aici. Hai, Lester, răspunde la telefon. Unavailable, de ce... Nu mă lasă să... Ok, keep in touch. Știu că keep in touch, dar nu mă lasă să fac ce vreau. Poate mă omor ăsta. E un player aici. Îți fac că pot să-i fur mașina. Nu. Nu cred că pot, a? Nu pot să-i fur mașina. Dar o să-l aștept să-l omor când iese. Așa. E mașina să-i blindată. Dacă stau aici sunt... nesigurat. Hai să ne omoare poliția și pe aia să mergem la Trevor. În felul ăsta scap de poliție. Așa, și acum unde-i Trevor? Trevor e acolo. Bun, n-avem mașină. Să mergem pe jos. Văd că pe aici nu prea circulă mașinile. Pe partea cealaltă e una, da. Se certă vecinii. A, e o mașină aici, hai să o luăm pe asta. E cam aiurea, arată cam aiurea, da? Așa sunt toate prin zona asta. E unde... Zona asta e undeva la țară, cred. Bine, mașina asta pe vremea ei era faină și dacă e recondiționată, cu siguranță e faină, dar... Cineva m-a sunat că i-am furat mașina. Oh, mă omoară la... Sper să nu mă prindă. Ha! Ok, am intrat în misiune. Uite-l pe Trevor. Ron, I know who this is. Come here. Hold me. Come on. Hold me like you love me. Doamne. I'm getting a semi. You know why I'm getting a semi cupcake? Huh? It's not because I wanna fuck you. It's because you have been fucking me. E supărat Trevor pe noi. Bang, 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 huh? Now normally I have that whole beggars can't be choosers, take anything you can when it comes to love attitude. But when the love takes the form of someone shitting on my business, I am not fucking interested. What's your problem, huh? Why aren't you scared of me? Nu se desperează el și e nervos de asta. After all
Caracterul meu e confuz. And start taking care of all those businesses you fucked over, especially mine. Now get going, get to work. Na, da, deci acum am primit misiuni. Ok. El a pus un bounty pe mine. Era așa nervos încât a pus un bounty pe mine că l-am omorât. Doamne. Avem un magazin aici. Vreau să-l jefuiesc, să iau bani și de aici. Și toată poliția în zonă, da. Dă banii. Dă banii repede, hai. Repede. Repede că e poliția aici, tu nu vezi. Hop, și-am fugit. A, și mi-a dat premiu, Armed Robber. Ce tare. Hai să fugim. Bun, și acum cred că o să primim misiuni și la Trevor, pe multiplayer, asta e foarte tare. Bă, și mai e un magazin mai în față, așa jefuim și pe ăla. Dacă toți suntem în zonă, de ce nu? Ne zicem că suntem poliție și avem nevoie de banilor. Repede de banii. Asta e magazinul Trevor. Repede banii. Dă banii repede, hai. Am luat încă 1000 de bănuți. A, nu merge ca în single player să te duci pe acolo. Asta e că dacă murim acum, nu pățim nimic. Murim și... scăpăm de poliție și tot avem banii. Și acum hai să mergem pur și simplu la bank. Și așa să fac banii. Ei, nu faci cine știe ce, dar oricum. Depozit. S-a făcut 4000. 4000 de bănuți. Bun. Și avem 21.000. Vreau să fac un... Hai să mă cred că o să fac în timpul liber. N-o să, poate o să filmez dacă merge bine. Dacă nu merge bine, nu o să filmez. O să vedem. Oricum, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!